Salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, după cum ați văzut în titlul alături de mine, este sora mea, Geamănă! Este Azalea alături de mine. Vreau să lăsați acolo în comentarii dacă voi credeți că suntem, poate nu neapărat surori gemene, dar dacă suntem surori, voi ce credeți? Astăzi nu ne-am făcut părul la fel, dar de obicei semănăm până și la frizură. Da, mai ales acum că m-am tuns. Avem și aceeași lungime la păr. Mm-hmm. Mă rog, al tău e mai creț acum. Da, și pare un picuț mai scurt. Da. Dar vreau să lăsați acolo un mare, mare, mare comentariu cu părerea voastră, dacă voi credeți că semănăm sau nu. Înainte de a continua vlogul, vreau să vă anunț că pe data de 25 septembrie, sâmbătă, o să avem un super, super concert pe insula de pe lacul Fundeni, la Family Fest Island. Hai și tu la marea deschidere T-Rex Park, pentru că o să ne super distrăm la Festi Kids. O să aveți parte de un super concert, o să facem poze, o să dansăm, o să ne distrăm, facem și TikTok-uri, așa că ne vedem la scenă la ora 17.30. Intră și tu chiar acum pe primul link din descriere, ia-ți bilet, pentru că nu trebuie să ratezi acest super concert. Hai să te întâlnești cu noi pe 25 septembrie la Family Fest Island. Deci spuneți-ne acolo dacă semănăm sau nu. Da. Apăți acolo butonașul de like. Câte like-uri să facem? Multe. 1.000.000. Ce? Ce? Doamne ferește! 500.000. Ce? 100.000. Care e? Tu știi despre ce numere vorbești? Da, la tine tu ai multe numere. De... Nu știu, zi tu că mi se pare că ai multe, puii mei, nu știu. Hai, zi tu număr și îi provocăm pe oameni. Ok. 30.000. E posibil? Nu știu, ia să vedem. Oare e posibil? Eu zic că nu strângem. Tu ce zici? Strângem? Da, cum să nu strângem? Strângem, uitați, Azalea zice că strângem de trei neapărat. Să-i arătăm aici ce forță au bibișorii și picanții. Să vadă Azalea aici forța de pe YouTube. Și intrați neapărat pe primul link din descriere, pentru că o să găsiți canalul Azalea. Postez videoclipuri de travel, deci dacă vreți să vedeți. Și mai am și niște provocări, niște chestii de fetițeală, divertisment. Deci puteți să dați subscribe. Are niște idei foarte mișto, așa că subscribe la Azalea. Subscribe. Dacă încă nu v-ați prins, nu suntem surori. Dar semănăm. Am vrut să-i mai țin așa un pic pe da, oameni. Da. Dar cine știe, poate că suntem ceva din ce alte știe? Vieți, poate în altă viață am fost... Avem multe, multe idei comune, multe concepții, percepții... Da, cam la fel, cine știe, poate într-o viață anterioară am fost surori. Chiar posibil. Da, și azi, pentru că foarte mulți oameni ne-au spus că semănăm, și mai ales pe TikTok acolo la Azalea văd multe comentarii, ce semeni cu Bibi, ce semeni cu Bibi, ce semeni cu Bibi. Da, am zis, ia hai să fac un vlog cu Azalea și să vedem dacă semănăm nu doar la fizic, nu doar la față, la coafuri și așa mai departe, dacă semănăm la preferințe. Și în interior și la preferințe. Așa că ne-am gândit să facem un ce prefer dintre. Încep tu? Da. Hai. Ceva sărat sau dulce pentru o gustare? Și desenezi? Da. Gata, hai, 3, 2, 1 și... Ah, dar cred că ar trebui să scriem invers, că nu înțeleg. Eu am scris dulce. Eu dulce și am desenat-o acadea. Yes! Deci prima... Hai să vedem dacă o nimerim și pe două. Mai nou am în continuu ceva poftă de ceva dulce. Eu oricum eu sunt cu... Nu e dulce ciocolata, cum ești dulce tu. Nu, mie îmi place foarte mult dulcele și nu doar că e piesa ciocolata, dar dulcele e viața mea. Doamne, aș mânca dulce non-stop. Bine, mai am și câteodată poftă să mănânc ceva sărat. Sărat, dar mai mult dulce. Da, mai mult. Clar. Mare sau munte? Wow, deci e super simplu la asta. Mai ales că... Eu nu știu. A, eu știu tu ce ai ales. M-am prins de la mai ales că. Și fii atentă, ți-am citit gândurile. Mai... Las că zic după. Stai. Gata. 3, 2, 1 și mare. Mare și munte. N-am cum să aleg. Nu cred. Dar care e mai mult? Nu știu, mă gândesc. Unde te simți mai bine? Eu la tine m-am prins pentru că ai zis mai ales că vii din Constanța. Da. Ești din Constanța. Nu știu. Vara îmi place la mare. Iar îmi place la munte. Vai, nu-mi place că îmi ghezi frig la munte iar. Îmi place, mi-e place foarte mult muntele. E că mă încarc așa de energie, nu știu, atunci când mă duc la munte mi se pare așa un alt fel de vibe. Parcă te izolezi de toată lumea, nu? Parcă
Mie mi se pare așa frumos, nu știu, mă încarcă de foarte multă energie. Iar la mare, nu știu, mi se pare așa, have fun, soare, bronz. Da, și marea aia, da, energia aia. Așa. Clar. Nu știu, eu nu pot să aleg. Până să citești următoarea întrebare, fiți atenți. Voi trebuie să ne țineți neapărat scorul, adică vreau acolo în comentarii să văd numărul de întrebări pe care le-am nimerit împreună. Da, asemănările. Da, asemănările. Câte asemănările avem sunt? Și da. Câte nu. Da, ha, și câte nu. Deci fiți pe fază și câte nu, da. Va da provocare mai grea, Zalea. Preferi să suni la telefon sau să scrii pe WhatsApp? Wow, ce greu e. Eu mi-am pus întrebarea eu. Da, cred că... Gata, hai. 3, 2, 1 și să sun WhatsApp. Mamă, nu ne-am pătrunit asta. Eu am desenat un telefon și am scris acolo call. Sincer, am vrut să scriu să sun. Deci depinde, dacă e ceva super urgent, sun, știi? Dar așa dacă sunt anxioasă, mi-e așa să... Da, tu ești anxioasă, așa. Da. Mi-aș scrie, hei, gata, am terminat. Nu, eu prefer să sun. Mi s-a luat să dau mesaje. Nu mai pot, prefer să vorbesc la telefon. Și la telefon mi s-a luat, mai ales în ultima perioadă când am filmat și în partea aia și în partea aia și activități peste activități. Eu stau non-stop cu telefonul, oricine mă sună, pe difuzor. Da, și eu, și eu la fel. Deci nu suport și mama dacă mă sună. Toată lumea știe că eu stau cu telefonul pe difuzor. Și eu la fel, uite cu chestia da. Asta și eu la fel, sunt fix la fel. Da, dar nu ne-am pupat la întrebare, firea. Ce prefer, să ai un miros sensibil sau un auz sensibil? Eu știu. Ha, 3, 2. Nu, am greșit. Ai greșit? Fii sinceră cu tine și spune. Nu, dar mi-am dat seama că e altfel pus întrebarea ce prefer, adică ce aș vrea. Niciun caz ce am scris că și pot să dau după aia și de ce. Gata. 3, 2, 1 și... Miros, miros sensibil. Miros. Clar să ai un miros sensibil. Nu e ok să ai un miros sensibil. Da, dacă eu am un miros mai sensibil. Adică eu orice miros, gen, adică... Da. Imediat dacă intru într-o încăpere și s-a gătit ceva, știu ce s-a gătit, da. Adică miros. Ce poate fi răuna asta? După aia am înțeles. Dar auzi, nu, mai ales că eu când se aud absolut orice chestie să mă deranjeze, să fie așa mai irritant. Sau să te doară efectiv urechile dacă stai, nu știu, mai aproape de boxă sau ceva, ar fi horror. Da, chiar horror. Aventuros sau mai atent cu viața ta, așa gen, nu știu. Ce d-astea grele pui tu. Vai. Mai depinde, dar eu în general, nu. Pot, nu vreau să mint, adică să mint, la modul să mă dau. Deci aventuros sau atent. Sau mai atent așa cu viața ta, nu știu, dacă uite, să zicem că eu te duci într-un bar de distracție și zici ciocanele alea, așa, ce faci? Zici, da, merg sau zici, mă, hai că poate, nu, aș fi mai... Na, asta e un exemplu prost la ciocanele și la asta, da, eu sunt prima! Dar așa parcă cu viața mea și așa parcă sunt mai atentă. Bine, adică eu sunt, îmi place foarte mult adrenalina. Nu mi-e frică de înălțime, nu mi-e frică de nimic. Vreau, mă dau în toate drăcovenile, m-aș da în toate... Wow, leu, mi-e frică de mor. Da? Da! Doamne, eu vreau să mă dau în toate chestiile posibile și imposibile. Da, așa gen ce înseamnă cu viața, cu ceva da. Gen și profesional și personal. Atent. Da. Așa că nu știu, pot să pun iar atent și aventuros. Da, aventuros. Băi, dar și la mine e gen așa, adică și mi-mi place să trăiesc viața la maxim, nu să stau ca o babă în casă, da? Cum ai zis și tu, ce ține de... viața mea, dacă e viața mea în joc, atunci clar sunt atentă. Dar bine, nu, deci ne-am hotărât, suntem ceva. și atente și aventuroase, dar hai să alegem una. Da. Unu și atentă. Am scris atent, că era ce preferi, atent sau aventuros, am scris atent. Da. Vai, țineți scorul acolo, că e strâns. Țineți scorul, că nu mai înțeleg ce se întâmplă, dacă chiar seamănăm sau nu. Cafea sau ceai? Hai, 3, 2, 1 și... Ceai. Ceai, de mentă. Am scris. Nu poți să-mi spui ceai, mami. Eu sunt cu ceaiul de mușețel. Am scris ceai de mentă. Da, clar, eu nu beau cafea, mai niciodată nu beau cafea. Eu beau lapte cu cafea. Toată lumea râde de mine că eu îmi pun un strop de cafea și laptele, toată cana e full cu lapte. Da, mie îmi place foarte mult lateul, super latte. Dar așa dacă e
Ce să prefer mai mult e ceaiul. Clar. 3 mese pe zi sau 5 mese mai mici? 3 mese principale și atât sau 5 mese mai mici? Mama, gata, cum știu. Eu am gândit cum aș vrea să fie, dar de fapt trebuie să spun cum e. Cum aș vrea, nu, sau cum e? Cum e? Cum e? Nu. Ce alegi tu? Asta, despre asta e vorba. Păi eu aleg idealul, dar nu pot să mă țin de asta. Bine, zic ce aș vrea să se întâmple. Hai, 3, 2, 1, 5. 5 mese. 5 mici, am scris. Da, 5 mici. 5 mici. Da. Gen 5 mese mai mici, adică 5 mici, nu 3 mari. M-am prins, băi, și am și eu o super explicație și chiar așa e, pentru că eu sunt foarte pofticioasă și dacă mă pun la o masă cu 20 de persoane și fiecare persoană își alege ceva diferit, eu vreau să gust cât un pic din fiecare. Dacă nu mă lăsați să gust cât un pic din fiecare, eu m-am supărat, să știți. Deci, da, oricum așa ești mai sănătos să mănânci. De mai mult, multe ori, de puțin. Eu mănânc foarte puțin, dar de foarte multe ori. Dacă aș putea să mănânc din 10 în 10 minute, ar fi perfect. Gen așa, da, cât un pic. Foarte, foarte pofticioasă. Da. Dar am înțeles că nu e bine, căci de la asta te îngrași. Când ești așa mai pofticios. Ce preferi, să controlezi emoțiile oamenilor sau să controlezi timpul? Wow! Adică să controlezi timpul, dacă vreau să mă întorc acum în 1900 să mă întorc și după aia să mă duc în 2050 și să mă duc, nu? Da. Să nu îmbătrânesc, să fiu mică iară, să... De asta, da. Sau să controlezi emoțiile oamenilor, de exemplu, dacă e mama ta supărată pe tine, să nu mai fie supărată. Sau, de exemplu, dacă vrei să se îndrăgostească cineva de tine. Nu e cazul. Sau, mă rog. Da, o vreau și pe asta. Trei, doi, unu și timpul. Timpul și la fel. Da, eu cu timpul sunt... Vai, eu sunt vreau horror. Eu nu sunt prietena cu timpul, frate. Și eu vreau, și vreau să-l controlez. Vai, Doamne, cât mi-aș dori. Cum ar fi? Ar fi să fie genial. Așa, acum am ajuns. Doresc să controlez timpul. Adică atunci când zic ajung în 20 de minute, chiar să ajung. Să treacă doar 20 de minute, să-mi dau timpul în spate alte 20 de minute. Și da, tot așa. Vai. Pentru că eu nu o să-mi, frate, tot timpul. No, nu mă înțeleg, suntem total paralel. Zic și chestia asta, tot timpul mi-am dorit să trăiesc în 1900 sau în 1800, să mă... Dar puțin, nu tot puțin. Da, să vezi cum e, cum a fost atunci. Stau așa 3 zile pe acolo, am și un vis de la voi. Eu îmbrăcat așa, știi? Economisire sau cumpărături? Hai, 3, 2, 1 și economisire. Wow, nu te cred. Da, eu sunt tare, bate. Eu sunt foarte economă. Și eu la fel. Și îmi place. Și zgârcită. Zgârcită nu sunt, dar economisez fără să-mi dau seama. Îmi place să păstrez bani, adică dacă știu, dacă am bani cash, nu prea folosesc. Mie să nu-mi dai cardul. Da, eu pe card, pe card nu-mi dau seama cât am, da, și îl pun mereu acolo. Da. Și mi-au și aia, și aia, și aia. Dar totuși, dacă parcă tot sunt așa reținută. Da, dacă am cash, da, nu, eu cred că în portofel în momentul de față, cred că am același cash de acum 5 luni. Wow! Tatuaj sau piercing? Hai! 3, 2, 1 și tatuaj. Tatuaj, da. Pe suflet. Tatu ai scris? Da, tatuaje sunt leșinată, mai ales după tatuajele mici și așa foarte semnificative, Doamne. Aș avea 100 dacă aș putea. Dar nu te doare? Nu. N-ai niciun tatuaj? Nu. Fă-ți. Nu fac, depinde ce roluri eu. Dacă joc într-un film, habar n-am, de epocă, nu mă ia. Așa pățit. Deci nu poți să ți le acoperi? Ba da, dar o ia pe alta, în general. Așa a pățit actrița principală de la Outlander, a luat efectiv toate castingurile. Și apoi, pentru că avea un tatuaj, nici nu mai știu unde pe aici, că trebuia să joace, nu, dar a luat-o pe alta. Oricine poate fi de, e de înlocuit, știi? Argint sau aur? A, sau stai! Nu, fac o adăugare aici. Gata. Am făcut o adăugare. Hai. Stai un pic. După aia mi-am dat seama. Nu te cred. Ce? Nu te cred, pleacă de aici. Aura. Ce? Pare că m-am uitat la tine. Da, că l-am scris sus. Wow. Deci fiți atenți, am scris aur alb și a scris tot aur alb. I-am și apoi scris argint prima oară și pe aia mi-am dat seama, stai, că există aurul alb. Dar eu nu pot, deci eu nu pot să port aur. Nu-mi place. Nu-mi place, mă arată, gen. Da, nici eu nu prea port aur ăsta, da, aur.
doar aur alb sau argint. Ce preferi dintre să fii incredibil de inteligent, dar foarte urât, sau incredibil de frumos, dar foarte prost? Doamne, ce greu! O combinație dintre ele, frumos și inteligent. Da! Deci, inteligent, dar urât. Dar foarte urât, sau incredibil de frumos, dar foarte prost. Deci, dacă te gândești la societatea noastră... Da. E simplu să dai răspunsul. Da, dar nu vreau așa. Vreau să ce aș prefera eu. Da. 3, 2, 1 și urât, dar inteligent. Am scris suflet frumos, inteligență, urât. Adică, practic, e aceeași... Știi cum se zice? Știi cum se zice despre un om că e urât, dar are suflet frumos. Și, practic, asta îl face frumos. Și uite eu cum am scris. Urât, am scris atât de mic, dar inteligent. Că inteligența acoperă orice urățenie. Când ești inteligent, un om inteligent, automat este un om frumos. E automat frumos prin interior și frumusețea aia din interior, că ești atât de inteligent și cunoști atât de multe lucruri, iese prin exterior, oricât de urât ai fi. Da, da, oricum, oricum e relativ, adică poți să fii pentru unul urât și pentru unul frumos, da. Da. Mama tot o să te vadă frumos pe aici. Să poți vorbi cu animalele sau să te poți teleporta? O, simplu. Da. Nu știu dacă există contul ăsta pe care l-am scris eu. Hai, 3, 2, 1. Teleportare. I-am scris teleport. Mor. Zici că e... Zici că e de la... Cum se numește, mă? Nu mai aveam răbuia să scriu teleportez. Cu ce mergi? Cu mașina? Cu teleport. Exact. Ce preferi? Să faci gemeni sau să nu ai copii deloc? Deci asta... Cum? Nu înțeleg cum ai alege cealaltă variantă. Vreodată cineva. Eu chiar îmi doresc ce o să scriu. Gen, îmi doresc mult. E, m-am prins. Doamne ajută să se întâmple lucrul ăsta. Hai, trebuie. Gemeni. Gemeni! Dumnezeu, da. De frumos ar fi. Deși da, chiar e drăguț. E o bătaie de cap mult mai mare, că când unul doarme, celălalt plânge și tot așa, da. Cât de frumos ar fi. Da, chiar da. Ar fi drăguț. Adică eu îmi doresc doi copii. Tu câți copii vrei? Vreau doi și unul să-l adopt. Vreau să adopt un copil negru din Africa. Da? Da, mult. Ce drăguț. Vreau. Vai, am fost acum în Africa, erau atât de mulți copii, doamne, frumoși. Și evident că familiile lor vor să îi dea spre adopție, adică vor să aibă un trai mai bun. Și chiar îmi doresc să adopt unul. Și nu e atât de complicat. Adică... Ce tare! Foarte frumos! Cam acesta a fost vlogul, sperăm din suflet că v-a plăcut. Cum ți s-a părut aici pe canalul meu de YouTube? Mi-a plăcut foarte mult și sper să mai revin să facem vloguri împreună, multe. Ce drăguț! Și... Vedeți că Azalea a postat un vlog cu mine pe canalul ei, la care trebuie neapărat să dați subscribe, așa că intrați acolo. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, neapărat să strângem 30.000 de like-uri, a zis așa Azalea. Am zis. Da. Mă rog, prima dată ai zis, nu știu, numărul ăsta. 3.850.000. Da, 1.000.000 de like-uri, hai că da. Neapărat să scrieți acolo în comentarii punctajul pe care l-am avut la întrebările la care am răspuns deci, asemănător. Și da, la celelalte. Și la celelalte. Exact. Și părerea voastră dacă voi credeți că suntem surori gemene. Mă rog, eu așa m-am gândit că sunt aici cu sora mea. Geamănă, deci. M-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Mua!